eu nu sunt de acord cu ce face Stellantis cu Lancia, care a scos noua Lancia, care de fapt este un Opel Corsa electric. Este absolut aceeași mașină. Nu, e insipidă în raport cu ce a fost. Știi? Adică, nu știu, nu poți să faci, sau MG-ul care acum scoate modele și din China, știi, în esență. Nu, nu mai e ce era. Nu poți să înlocuiești un MG din ăla clasic cu ceva nou făcut în China, nu știu. Nu are aceeași savoare și la fel după Delta integrale să vii, cred că se răsucesc ăia mormânt. Suportul ăsta de pahar foarte interesant, care are un mecanism, cum îi zic eu, inutil de complicat, iar zona asta este pentru reglajul climei. A adăugat proprietarul aici niște ceasuri de la AM. Foarte interesant la mașina asta este sistemul acesta de ornamente și funcționarea frânei de mână. Adică par a fi niște mânere, însă în realitate asta este frâna de mână și cred că la cele cu volan pe dreapta treaba asta vine undeva simetric invers. Aici este comutatorul pentru cheie, însă la această mașină poți să-l scoți și fără blocaj volanului cum era înainte. Aici un spațiu de depozitare, ca un rulou din ăla de pâine. Trei spații de depozitare unde se poate pune numerar. În al doilea buzunar, buletinul și permisul de conducere și în al treilea, diversele carduri bancare de transport în comun sau de acces pe la diverse garaje, companii, fiecare pe unde lucrează. Iar calitatea asamblării este una exemplară, fiind făcut din piele naturală, vopsită natural, cusută după metode din acestea clasice. Sunt niște cusături cu autostrângere care nu se desfac niciodată, oricât l-ai umple, el nu se lățește foarte mult. Detaliile sunt lucrate foarte bine. Pielea, cusăturile, patina, făcându-l mai mult decât un simplu portofel, este un articol vestimentar până la urmă, așa că vă recomand să încercați așa ceva și o să vedeți că este un obiect deosebit. Vă plac melcii? O să vorbim despre ei astăzi, dar nu despre ăia la care vă gândiți. Ăia la care vă gândiți sunt de încercat, am încercat la Paris, fac parte din bucătăria franțuzească, fiind o componentă emblematică a lor. Fiind numit escargot pe limba aia, nu știu dacă am pronunțat bine, am încercat și eu când am fost la Paris. Însă mai sunt niște melci pe care suedezii au inventat și sunt de metal și e vorba de turbine. Și nu neapărat ei sunt cei care au pus prima dată turbine pe o motorizare, nu cred că sunt de fapt ei neapărat inventatorii, însă un om în mod special pe nume Per Gilbrand este cel care a dat lumii tehnologia turbomodernă, adică metoda de control boost a turbinei, care se află pe practic orice motorizare disponibilă în prezent astăzi, fie că vorbim de mașini, vapoare, avioane și multe altele. Dar totuși trebuie să amintim din bucătăria suedeză că există niște feluri de mâncare interesante și nu sunt melci, ci sunt chifteluțe și crembuști, care se vând la Ikea undeva pe fundal aici și care ar putea avea o legătură destul de slabă așa cu această mașină. Dar astăzi vorbim despre melci de metal, pentru că am alături aici una dintre cele mai mișto mașini făcute vreodată, care e un paradox. Este una dintre cele mai ieftine mașini decapotabile, realmente cu câteva sute de lire poți cumpăra una într-o stare relativ funcțională din Marea Britanie, evident cu volan pe dreapta, și oricum, prețurile reale la care găsești mașinile astea cu tot felul de motorizări sunt foarte mici în raport cu ceea ce primești. Este o mașină bine făcută, care trebuie să fiți de acord cu mine că arată efectiv impecabil. Un unghi urât nu are mașina asta. Este una din puținele decapotabile care are soft-top-ul frumos și când este montat așa cum e acum, dar și când este decapotată, având niște linii foarte fluide și este opera de design a unui domn care printre altele a desenat și anumite modele de 911, mai exact generația 991, Mercedesul SLK și mai nou este directorul de design de la Porsche și este cel care a desenat Taycanul, care în ciuda, mă rog, poate neajunsurilor fiind o mașină electrică, trebuie să recunoaștem că are un aspect foarte mișto, atât interior cât și exterior. Și nu este un designer suedez, însă au lucrat evident cu suedezi. Probabil cel mai celebru designer din era suedeză a acestor mașini este Sixten Sasson, care printre altele a făcut și foarte multe produse electrocasnice de la brandul Electrolux. Și pe fundal, cineva cu o mașină electrică face curse. Interesant este că
are savoarea aia suedeză în ea. Și chestia asta a avut-o tot timpul. Și Saab și Volvo ca firme competitoare ce provin din celebra țară scandinavă. Iar mașina asta are niște chestii speciale tehnice pe care vreau să le dezvălui, deși nu sunt neapărat prezente fix pe acest exemplar. Majoritatea sunt, unul singur nu este și vorba de sistemul de tracțiune integrală. Ele au apărut cu mult timp înainte de modelul ăsta ca denumire, pentru că au fost de fapt vreo 3 variante, să zic. Au fost 9 treiurile originale, care au avut Original Generation și New Generation. Așa au fost Saab-urile setate. Și Saab înseamnă Svenska Aeroplan Aktie Bolaget, adică practic înseamnă Societatea Suedeză Constructoare de Avioane. Și Aktie Bolagetul este un fel de SA, Societate pe Acțiuni. Doar că ei au alipit aceste nume și a devenit Saab, dar firma aia trebuia să fie într-un fel, adică fiind o societate pe acțiuni, mai are un AB în coadă. Și au avut niște reclame foarte interesante de-a lungul timpului, care spuneau chestii de genul că tehnica noastră începe de pe la vreo 15.000 de dolari și nu se oprește până la vreo 22 de milioane de dolari. Pentru că sunt un mare producător de avioane și anumite echipări precum aceste Gripen, Vector sunt prezente ca denumire deoarece sunt niște avioane cu aceste denumiri care se fabrică și în prezent, dar ele sunt practic două entități separate care totuși au colaborat și de-aia ele sunt într-un fel pe partea de aerodinamică, pe siguranță, pe vizibilitate. Saab este o companie care a furnizat consiliere pentru multe alte mărci, privind, de exemplu, cum să faci o mașină să nu se aburească pe interior. Pentru italieni au dat asemenea chestii. Night panel-ul acesta, ideea preluată de la avion de a închide toate luminile interioare care nu sunt esențiale, o chestie prezentă de asemenea de pe avioane și pe care a luat-o și Alfa Romeo, care a colaborat cu Saab și cu General Motors implicit și vei vedea că au tot un buton similar, doar că nu se numește neapărat la fel, dar funcția este absolut identică. Și ei au început inițial ca producători de avioane, din câte știu, făcând cumva pe șustache pentru nemți avioane Junkers. Dar aveau și modelele lor proprii. Era ideea că după tratatul de la Versailles, Germania nazistă nu a avut voie să aibă o armată proprie. Așa că prin intermediul suedezilor și-au fabricat aeronave care nu erau făcute în Germania, nu erau de la o firmă nemțească și implicit ocoleau acest embargo. Politică, delicatețuri, cum e misiunea. Însă, la un moment dat, prin anii 40 la final, după război, având acea tehnică de construcție și priceperea lucrului cu materiale ușoare, cum e aluminiu, la fel ca în multe alte țări, a apărut nevoia de motorizare, adică scutere, mașini și diverse alte chestii. Și au făcut și ei Ursabul, prima mașină, care ulterior a ajuns să se numească într-o serie lungă de Saaburi 92, 93, 94, 95, 96, care erau făcute din aluminiu, dintr-o singură bucată în general, cu motoare mici în doi timpi. Pe urmă au apărut niște motoare V4 preluate de la Fordurile Taunus, deși primii oameni care au folosit motoare din astea pe sistem V4 au fost cei de la Lancia, care practic au făcut un sistem de echilibrare a cilindrilor și un unghi foarte îngust, similar VR6-urilor și folosea o singură culasă. Însă, dacă stai să uiți la detaliile astea, nu sunt neapărat specifice Saab. Și adevărata savoare Saab pe parte de motoare a venit în momentul în care te uitai la modelele Saab H, care practic sunt niște motoare făcute la origine de către Triumph. Și o firmă pe nume Ricardo, care face destul de multe consilieri pe partea asta de motoare, și-a dat seama că și Triumph și Saab aveau nevoie de niște motoare. Și el s-a numit Triumph Slant, pentru că la origine, fiind un 4 cilindri, era de fapt jumătate de V8. Și de-aia primele Saab-uri au avut motorul înclinat la 45 de grade, cutia de desubt, dar cu tracțiune față, cu montaj longitudinal. La un moment dat, au apărut și versiuni V8 pe alte mărți și, practic, Triumph-ul n-a folosit foarte mult acel motor, pentru că el a fost preluat de Saab. El general se numea B ca familie, însă H-ul însemna High Compression, nu faptul că era un motor boxer. Și aici intervine în poveste domnul Per Gilbrand, care la origine a fost angajat de către Volvo, împreună cu un nene coleg pe nume Ole Granlund, și ei sunt cei care au montat turbine pe motorul Volvo Red Block. Ei au proiectat acele motoare, fiind unul dintre cele mai interesante motoare în 4 cilindri de la acea vreme, cu un bloc foarte roșu de fontă, de-aia se și numea așa. La un moment dat însă au migrat la Saab și nu întâmplător, aceste două familii de motoare Saab H și cu Volvo Red Block, în variantele turbo au exact aceleași coduri, B204, B234, B204R și multe alte chestiuni. Și vei vedea niște similarități pentru că sunt făcute de aceiași oameni. Și
Motorul a fost făcut practic până foarte aproape de prezent și ce se află sub această capotă nu e motor de Saab, însă este inspirat din acela, pentru că folosește un sistem mai avansat însă, pe care Per Gilbrand l-a inventat, și anume Automatic Performance Control, APC-ul acela, sau ceea ce cunoaștem popular sub denumirea de Trionic. Cineva pe fundal, probabil cu un Harley sau un Honda Golding, un Harley, cu o muzică destul de vizibil deranjant aici, dar nu contează, trece, sper să nu se supere YouTube-ul. Revenind la motorizările noastre, o să vezi faptul că Per Gilbrand a avut o idee genială, care este prezentă și pe acest motor, și anume ideea de a elimina senzorul de poziție arbor cu came și senzorul de detonații, care ascultă practic ca un microfon când cadența motorului nu este constantă, adică dacă are niște ruperi de ritm, înseamnă că atunci se produc niște explozii nedorite, care nu sunt obținute din bujie, ci sunt niște chestiuni care se întâmplă aleatoriu și care pot distruge motoarele. Pentru că sunt două fronturi de presiune care se luptă unul cu celălalt și doar unul este cel intenționat aprins de către computer. Și a venit cu acest sistem de turbo, de control, care ca principiu inițial a însemnat wastegate-ul, a însemnat ideea de a controla presiunea turbinei, dar într-un mod proactiv, adică pe bază de solenoid cu niște furtunuri de vacuum, spunea calculatorul, prin acel element, când să se opereze wastegate-ul. Și a avut ideea genială de a conecta furtunuri de vacuum și la galeria de evacuare și la cea de admisie. Și în felul ăsta compara diverse presiuni și lua niște decizii. Și de asta nu prea aveau turbolag. Însă, mai departe, s-a dus cu acest sistem în formatul trionic, punând un control electronic foarte avansat, care elimina senzorul de poziție arbor cu came și senzorul de detonație, și practic o casetă care reprezenta zona de bobine de inducție a bujiilor și un computer asociat ascultau prin intermediul bujiilor și făceau chestia asta între evenimentele de scânteie, băgau un curent de 80 de volți în bobine și în felul acela, deși nu era un arc electric între electrozi, se obținea o ionizare a curentului prin faptul că presiunea aia de lucru a motorului, gazele fierbinți în acea stare, produc o conexiune electrică. Și acel curent electric care trecea pe acolo putea să măsoare gazul ăla ionizat. Și în felul acesta putea să afle presiuni, temperaturi, componențe de amestec, diverse aspecte chimice ale acelui amestec, pe care le raporta computerului sub formă de variații de voltaj. Și ăsta știa care pereche de cilindri e sus, de aia nu necesita senzor de poziție de arbor cu came, presiuni, temperaturi, dacă urmează să apară detonații. Și practic motorul ăla era pe culmea limitei, dar niciodată nu o depășea și putea fi ținut în boost la maxim, fără să existe probleme. Și de asta acel sistem reprezintă probabil cea mai bună abordare de control turbo făcută vreodată. Au fost diverse generații, Trionic T3, T5, T7, T8, cum sunt acestea, și au evoluat, pentru că acest motor, nefiind unul de Saab, include în calculatorul acela și controle pe care inițial nu le avea. Inițial el se ocupa de partea de injecție, de scânteie și de turbo. Acum se ocupă și de clapeta de accelerație și de compresorul de aer condiționat, de pompa de servodirecție, mulți senzori. Tot Trionic se numește, dar nu mai are o singură casetă de bobine, ci sunt bobine individuale și asta înseamnă că cumva mecanic e puțin mai simplu sistemul, dar prin software este puțin mai versat ca posibilități. Cam asta ar fi, să zic, contribuția acestor oameni și de-aia porecla lui Per Gilbrand este Turbo Pel, pentru că el este Mr. Turbo, cel care a dat lumii moderne conceptul modern de supraalimentare pe care toți l-au preluat. Și nu întâmplător, el era acolo pentru că a lucrat și la Scania. Și mai sunt niște elemente de Scania, și anume gurile de ventilație, care sunt preluate direct de pe acele camioane. Și din nou nu întâmplător, pentru că s-a numit cândva Scania Vabis AB. Adică era aceeași firmă. Și de asta vezi grifonul ăla scandinav, care este cu diverse logo-uri de-a lungul timpului. Și Saaburile astea, la origine, au fost făcute pe o bază de GM. Însă n-a fost tot timpul așa, pentru că modelele lor consacrate precum 90, 99 și 900 erau 100% suedeze. Când însă GM a venit și a preluat tutela companiei, a avut ideea de a integra cât mai multe tehnologii și de a le și prelua. Și la un moment dat ei au vrut să fie Saab-ul ceva de genul Opel Vectra cu sigle schimbate. Suedezii însă n-au fost de acord și de-aia am avut Saab-uri clasice. OG-urile inițial aveau motor longitudinal, NG-urile New Generation au venit cu motor transversal. Și practic
900 este o evoluție a 90-ului, 99 este o îmbinare dintre ele cu botul unuia cu spatele altuia și pe urmă 93-urile sunt niște evoluții de 900 care vin peste cu tot felul de adaosuri. Așa că vei vedea trei formate generale de 93, ăsta fiind ultimul. Și ultimul format de desen din ăsta de mașină, dar care nu se numește 93 și nici măcar Saab, este vândut de New Electrical Vehicle System, ceva de genul NEVS, care este o companie chinezească care fabrică mașinile în continuare la Trollhättan în Suedia, dar sunt exclusiv pentru piața chinezească și nu au voie să folosească marca sau logo-ul acesta de grifon. Saab-ul oficial nu mai există, nu a vrut să facă compromisuri cum a făcut Volvo, care zic eu că a făcut bine ce a făcut, pentru că e un brand care încă există. Saab-ul însă s-a dus și GM-ul este un mare hoț care a furat cu acte tehnologia. Dovadă că motorul ăsta de sub capotă nu este Saab, însă se inspiră foarte puternic din tehnologiile de Saab, cum ar fi prezența trionicului și formatul distribuției cu arbori de echilibrare cu lanț separat, că diagrama motorului e aproape identică cu cel de Saab H, însă e un motor mult mai slab la potențial, având un bloc de aluminiu, nu unel de fontă și niște chestiuni pe care o să le aflați, de exemplu, pe parcurs. Și fix, mașina asta e foarte versată ca format, pentru că s-a vândut și ca sedan și ca break și ca decapotabilă și una înălțată. Și au avut foarte multe variații de motoare, cu sisteme tracțiune față sau integrale, cu cutii manuale sau automate. Arhitectura este Epsilon Platform, care este tracțiune față. Dar versiunile cu tracțiune integrală au avut un sistem foarte mișto numit Crosswheel Drive XWD, împărțit și cu insignia AOPC, care este un Haldex pe steroizi într-un sistem foarte interesant. În mod normal, un Haldex presupune ceva ce a avut legătură tot cu Saab, pentru că niște ingineri din motorsport au făcut un sistem prototip de tracțiune integrală pe bază de ambreiaje multidisc, cuplaj Haldex, cum a ajuns să fie numit, pentru partea competițională a Saab. Au fost niște prototipuri care n-au ajuns vreodată în producție. Însă, sistemul a fost preluat de compania Haldex Traction și în prezent este produs de către BorgWarner, care în 2011 a cumpărat integral această companie. Așa că, deși lumea spune golfurile au sistem Haldex, de fapt este un BorgWarner. Sunt 5 generații, primele două sunt reactive, adică intervin în momentul în care derapajul s-a întâmplat și celelalte sunt proactive și au devenit din ce în ce mai simple pe bază de pompe, acumulator, filtre și chestii de genul ăsta care au devenit din ce în ce mai compacte sau au dispărut. Și această generație de Haldex este a patra. E interesant de văzut însă că față de un sistem Haldex normal, care are întotdeauna un cardan ce se rotește când mașina se mișcă, în capătul din spate, unde este diferențialul, în fața lui are un cuplaj multidisc cu niște discuri prinse alternativ. Un set de discuri cu caneluri pe o parte sunt prinse de cardan, celelalte discuri cu caneluri pe cealaltă parte sunt prinse de intrarea în diferențial. Și pentru că ele sunt întrepătrunse ca zinții unui fermoar, sub acțiunea presiunii hidraulice de la o electropompă, se poate cupla variabil puntea spate. 0-100% și practic când e complet presurizat, ai o legătură completă a punților și simulează o blocare de diferențial. Doar că la Saab-urile XWD, opțional, era disponibil și un electronic LSD, care practic la sistemul presurizat al pompei adăuga două conducte și un solenoid și un pachet de ambreiaje multidisc chiar în diferențial pe partea stângă. Adică, mai exact, aceeași regulă cu discurile cu caneluri întrepătrunse se aplica în diferențial, nu la intrarea în el. Și asta însemna că un set de discuri era prins pe carcasa rotativă a diferențialului, pe colivie, acolo unde este roata aia mare, și celălalt set pe ieșirea de planetară stângă. Și în momentul în care solenoidul comuta, presuriza variabil acel pachet și progresiv se putea unifica legătura dintre planetara stângă și carcasa rotativă, astfel având o funcție de alunecare limitată, în plus față de ceea ce Haldex-ul face deja. Adică el putea să trimită foarte multă putere pe spate și din aia trimisă, până la, nu știu, 90 și ceva la sută, aproape de 100%, putea fi blocată pe punte și în felul acesta, dacă una din roțile spate patina, îi putea fi oprită patinarea și în felul acesta se distribuia cuplul pe partea aia altă. Principiul de funcționare este foarte simplu. Dacă mașina patinează,
practic anvelopa, toată roata, nu mai are aderență în raport cu suprafața pe care rulează. Sistemul acesta restabilește aderența prin faptul că punctul de contact de aderență nu mai este între asfalt și anvelopă, ci între roată, anvelopă și discul de frână. Și pentru că planetara are pe ce să se sprijine, că dă de o forță de frecare generată de sistemul ăla de ambreiaje multidisc, care practic vine pe zona de planetară, poate să mute în partea cealaltă. Așa funcționează sistemele de vectorizare de cuplu. Însă rețineți, nu se face prin frâne în cazul acelei mașini, ci prin prezența acelui diferențial multidisc. Adică aderența presupune o opintire dintre roată și zona de discuri, care practic prinde planetara din celălalt capăt, și forța aia de frecare reprezintă un punct de sprijin amplificat de sistem și mutat în partea altă. Și așa se face că mașina era foarte distractivă pe viraje. Sistemul a fost foarte avansat, montat și pe insignia B, pe insignia A, OPC, pardon, și se bazează pe foarte mulți senzori. Au mai fost cazuri când se strica, dar oricum, când eram parametri, făcea mașina asta să fie extrem de capabilă, cel puțin la fel de bună ca niște sisteme convenționale mecanice precum erau cele Torsen, care însă se bazează și ele pe multă electronică. Transmisiile manuale, iarăși foarte interesante, pentru că au avut un format special făcut de Saab. E vorba de cutiile F35 și F40. M32-urile de pe motorul de 1.8 sunt niște gunoaie și se servisează destul de repede pentru că sunt probleme cu sincroanele, pinioanele, rulmenții și toate alea. F35 și F40 reprezintă niște cutii foarte rigide și compacte. F35-ul, asta, având 5 trepte, are două axe. F40 însă merge pe 3 axe, care înseamnă că toate vitezele sunt conținute pe un număr mare de axe și cutia este foarte compactă. Au sincronizare cu niște conuri triple, triple cone synchronizer se numește în engleză, care sunt de bronz și au diverse rapoarte de treaptă în funcție de situație. Pot avea un diferențial coif pe față, alea au fost niște chestiuni opționale și aftermarket în general. Și de asemenea F40-ul vine din păcate pe unele situații cu o volantă cu masă dublă. În general F40 a fost pe motoarele V6 și pe cele diesel cu cuplu destul de mare. Asta are un F35. Și pentru că asta este tracțiune față, cu sistem McPherson pe puntea față, dar în spate cu un sistem de brațe independente 4 la număr, are ceea ce în terminologia SAP se numește re-axis, adică înseamnă o punte spate reactivă care face virare pasivă, tow in, tow out, adică momentul în care tu, să zicem, iei o curbă dreapta, pentru că mașina tinde, poate să subvireze fiind tracțiune față și să-i fugă spatele în exterior. Ca să prevină chestia asta, se deformează bucșile suspensiilor și în felul acesta roțile cotesc în același sens cu puntea față, dar la un unghi mai mic. Și deși botul se duce în dreapta și spatele vine tot în interiorul virajului înspre dreapta. Și în felul acesta nu se inhibă de fapt și nu apare tendința aceea de derapaj. Foarte important acest sistem, pentru că îl simți când conduci mașina, este foarte greu sesizabil vizual, e un joc de câteva grade acolo, 1-2 grade, poate și mai puțin, dar este o caracteristică specială a acestor mașini și de asta brațele suspensiei sunt foarte compacte. Are 3 brațe care sunt perpendicular pe axa lungă a mașinii și unul care este paralel. Și alea 3 sunt destul de compacte, are practic 2 brațe inferioare și unul superior, plus încă unul care rigidizează tot traseul ăla de punte. Evident, sunt acolo și bare antiruliu și tot felul de chestiuni din astea. Pe urmă, dacă te uiți la motoare, o să vezi cel mai banal motor este 1.8 benzină, care este un format Ecotec clasic luat de pe Vectra, care practic este aceeași mașină cu asta, doar că din câte știu, Vectrele nu au avut sistemul ăla de re-axis. Asta înseamnă că nu aveau virarea asta pasivă pe care am tot menționat-o și vei vedea o gamă destul de largă de motorizări și niște chestiuni, vă dați seama ce îmi trece prin cap acum, că din nou mă uimește chestia asta de lipsă de perspectivă pe care foarte multă lume o are și exact ce ați văzut în cadru acum se întâmplă pe trecerile de pietoni. Oameni care trec efectiv cu privirea aia limpede de vițel, fără să se asigure. Cum a trecut persoana asta prin față, așa trece și pe trecerea de pietoni și de multe ori de-aia se întâmplă accidente. Nu doar pentru că unii șoferi sunt neatenți. Revenim la mașina noastră, că nu facem politică în episoadele astea, dar prezentăm multe nuanțe. Pe urmă, ce e interesant de văzut la zona asta de motoare este că 1.8-ul ăla este trainic, dar e simplu. Avea undeva 140 de cai,
parcă prea puțin pentru genul ăsta de mașină. Toate celelalte motoare, benzina, au fost supraalimentate. Și au fost versiuni de 2 litri a două familii de motoare, care sunt sub aceeași umbrelă numite Ecotec, când s-au fost Generation 1 și 2, adică unele erau injecție multipunct, altele benzină, toate fiind inspirate din motorul ăla B204H de Saab. Și vei vedea un 2.8 V6, care este un motor făcut de către Holden, fabricat acolo, dar asamblarea finală este în Suedia și el se numește Alloytech V6 și este de fapt o proiectare Holden, blocul de Holden, dar motorul a fost folosit pe o întreagă varietate de mașini americane și Saab s-a ocupat de supraalimentare, așa că e o situație interesantă cu acel motor. Îl vei găsi pe multe Cadillac-uri și în mod special într-un format identic pe insignia AOPC, a cărei prezentare o regăsești de asemenea pe canal și o să mai urmeze una cu o insignia 2.8 V6, care nu e OPC și acolo motorul are 260 de cai. Pe Saab-uri a avut 250, 255, 260 sau 280 în funcție de model, de generație, chestii din astea și reprezintă exact același format de motor identic, o singură turbină care este montată într-o parte sus a motorului și este un V6 la 60 de grade de 2.8. Motorul însă s-a dus până la 3.6 litri, a avut și injecții directe și sistem din ăsta de două turbine sau cu o singură turbină, au fost și kituri de compresor, soare mecanice, multe alte chestiuni. Însă, gama de 2 litri este interesantă pentru că vei vedea motorul codificat B207, E, L sau R. Acele litere reprezintă presiunea și tipul de turbină în unele cazuri, că sunt niște variații, așa că vei vedea cifre de putere de la 150 la aproximativ 210 cai cu o treaptă intermediară de vreo 175. Diferența de putere de la 150 la 175 este doar soft și turbinele sunt cam la fel. Adică în funcție de an și de dată de fabricație, piață și așa mai departe, au fost turbine făcute de către Mitsubishi Heavy Industries, TD-urile, care sunt 0.11T sau 0.14T, dacă ne ducem la nivelul de bus mai mare, sau sunt gheareturi 20-32S. Ele au în principiu 0.5 bar pentru 150 de cai, 0.6 bar pentru 175. Iar versiunile R au fizic turbina mai mare, care poate fi un TD-04, care are extensie 14, nu 11, cum este turbina de bază pe unele versiuni și n-au fost folosite gheareta aici. Interesant este că motoarele A20NHT, care sunt cele de generație 2, turbina auto-twin scroll este injecție directă, au adăugat distribuție variabilă pe axe, au scos pompa de servo de pe zona de chiulasă și acelea folosesc niște turbine BorgWarner din alea 3DK04, dacă mi-aduc bine aminte, și se numesc EcoPower sau BioPower, pardon, că EcoPower sunt motoarele vechi și au 220, 250, 260 de cai. Dar alea sunt cam de prin 2012 în sus, din câte țin minte, fiind niște motoare de generație mai nouă. Într-un format mai agresiv au fost pe Astrele J-OPC. Revenind la B207-le nostru, ăsta practic este o evoluție a lui Saab H și păstrează același format de distribuție cu două lanțuri. Unul este pentru axe, însă nu are variatoare de distribuție, ceea ce îl face să fie mai simplu. Are însă niște patine de distribuție sensibile cu întinzătoare care trebuie servisate ca să te ducă distribuția asta lejer 200-250.000 de kilometri. Problema mai mare este, la fel cum a fost și pe motorul de Saab, partea de arbor de echilibrare. Problema față de motorul de Saab este că pompa de apă se află pe acel lanț, în timp ce la Saab-urile vechi era cu curea. Și asta înseamnă că eliminarea arborilor de echilibrare este puțin mai complicată pentru că trebuie să păstreze acele pinioane și lanțul, nu le poți elimina complet. Practic ai un lanț orizontal care plimbă două pinioane în contră pentru arborii Lanchester, care poate să aibă probleme de cuzineți clasice dacă nu primesc un ulei bun, și pompa de apă, care din păcate stocă are impeller de plastic, dar se rezolvă cu un aftermarket chestia asta, este montată pe capătul din stânga, adică în spatele motorului. Și celălalt lanț este în partea de sus pentru arbori. Pompa de ulei este situată în capac, capac care structural include și montura pompei de apă. Pe urmă, sistemul de supraalimentare depinde de putere, este cu aceste turbine pe care le-am menționat și boost-ul maximal este de 0,85 bari pentru puterea de 210 cai. Această mașină, în schimb, este o struțocămilă pentru că are o turbină TD-04-15 care este specifică adevăratului motor de Saab
B234R, care a fost montat pe Saab-ul 95 Aero, cu care împarte platforma, dar care nu are aceleași motorizări. Motorul are 260 de cai și aici, în aplicația de față, merge cam cu 1,24 bar boost. Evident, este și resoftat, așa că acest 2.0 turbo, care la origine avea 175 de cai, este unul care dezvoltă undeva în jurul a 260-265 și are și niște modificări interesante la partea de sub capotă pe care le recomand, cum ar fi montarea calculatorului în altă parte decât pe zona de admisie, ca să fie izolat de vibrații și de temperatură. O să vedeți când deschid capota mai departe. În rest, motorul este relativ robust, mai ales dacă îl întreții. Are însă câteva bube, în ideea în care este cu bloc de aluminiu, nu de fontă, dar măcar are cămășile de fontă și e puțin mai plăpând. Un boost interesant la motor este să folosești blocul de la LTG, de la Generation 3-ul de Ecotec, care păstrează același format 86 cu 86 de mm. Generation 3 LSY, cu ăla de la Insignia B facelift, are alte alezași și cursă, mai lungi. Ăsta, în schimb, este perfect pătrat, este perfect square, 86 cu 86, la fel cum a fost motorul B234, pentru că B204 este cu cursă scurtă și alezaj mare, de 90 cu 74 parcă, însă cel de 2.3 este cu un format de 90 cu 90, adică exact la fel ca acesta. Și are niște chestii interesante, cum ar fi pompa asta de apă pe distribuție, faptul că pompa de servo este rotită de unul din arbori cu came, de cel de admisie mai exact, pompa de vacuum este rotită de arborele de evacuare, fiind necesară pentru controlul boost-ului, pentru sursă de vacuum, pentru frâne de asemenea. Și vei vedea un sistem destul de simplu de distribuție cu niște tacheți cu apăsare directă, care, dacă mi-aduc bine aminte, au compensare hidraulică, deci nu e mare sistem la ei. Și sistemul Trionic T8 este unul cu bobine individuale, dar din nou nu are senzor de poziție arbor cu came și senzor de detonație, având strict senzor de poziție arbore cotit, care este necesar ca să știe motorul dacă este rotit. Cam asta e în linii mari, să zic așa, tehnica motorului. Ce e de apreciat însă este că bielele și cu partea de arbore sunt forjate, însă nu e la fel de rezistent ca vechiul motor de Saab. Cel mai rezistent dintre ele este familia 204-234. 205-235, care sunt tot de Saab, au internele mai plăpânde, segmenții mai subțiri. Am făcut un episod special cu el, iar acesta este și mai plăpând decât alea. Dar totul ține de cum sunt întreținute, așa că schimbați în paștele măsii uleiul mai repede. Nu îl țineți 2 ani și 30 de mii de kilometri, că este o închipuire. În America, nimeni care ține la propria mașină nu face intervale de revizie atât de rare. Sunt niște aberații economice făcute pentru a avea preț mai mic pentru primul proprietar. 2 ani cât ține mașina, n-are treabă. Următorul care o ia, trage în săponoasele. Așa că, indiferent de marca de ulei pe care o folosiți, eu recomand un interval de între 5.000 și 10.000 de kilometri flexibil, între 6 luni și maxim un an. Depinde dacă motorul e turbo, dacă e aspirat, depinde cum îl conduci, prin ce zone, cât de mult stai pe loc, viteza medie. Coroborați toate informațiile astea și situați-vă undeva între aceste capete, dacă vreți ca o mașină ca asta din 2005 să meargă la fel de bine ca în prima zi. Și, în linii mari, ce mai vezi interesant la mașini este nivelul ăsta de echipare Vector, Aero, Linear și, evident, Aero-urile 2.8, care au apărut târziu și au avut și sistemul ăla de tracțiune integrală. Variantele astea decapotabile, în mod interesant, față de vechile Saab-uri, nu sunt făcute la Valmet în Finlanda, ci au fost făcute și la Trollhättan în Suedia, dar au fost făcute la Magna Steyr la Graz, acolo unde pe final au primit ceva contracte de asamblare, tot acolo a fost făcut și Boxster-ul din prima generație, pentru că ei au dezvoltat mecanismul acesta electrohidraulic cu pistonașe pentru decapotare. În rest, mașina este țiplă. Ce are Saab-ul foarte mișto? Partea de siguranță. Montanții sunt ramforsați. La o mașină sedan, tavanul poate să țină aproape 5 tone, dacă mi-aduc bine aminte, și dacă mașina este aruncată invers dintr-o macara de la 20 de metri înălțime, mai mult de 20 de centimetri, adică atât, plafonul nu se comprimă, ceea ce înseamnă ceva, adică această dăruire pentru siguranță. Are un sistem de tetiere active mecanic, care în caz de accident se duc spre față ca să-ți protejeze capul, care este resetabil, adică dacă ai o tamponare și se întâmplă chestia asta, poți să împingi tetiera la loc, spre deosebire de sisteme de la BMW sau Volvo, care necesită înlocuirea mecanismului cu cartuș detonator. În mod celebru, deși nu e un Saab neapărat veritabil pe platformă, că este o platformă de GM Epsilon,
cheia este plasată între scaune și mecanismul de blocare este la volan, e o chestie de siguranță, pentru că se întâmplă niște avantaje. Când scoți cheia și o blochezi, poți să faci chestia asta la unele Saburi mai vechi, doar când schimbătorul este băgat în treapta de marșarier. De asemenea, în zona genunchiului, neavând o cheie, în caz de accident, nu ți este zdrobită rotula. Vizibilitatea mașinii este foarte bună, partea de climatizare, aerisirea interioară și au niște chestiuni discrete care ți aduc aminte de brandul Scania, însă la un moment dat au apărut niște modificări pe interior care au preluat interiorul de 9.5, adică climatizare cu 3 butoane simple, nu cu foarte multe butoane cât are aceasta, și acel Saab Information Display, care la această mașină este situat într-o mică șepcuță sub un sageac pe bord, a fost mutat în zona de ceasuri, central. Îmi place mai mult varianta asta pentru că este una mai clasică. Și ulterior, prin 2008, dacă mi-aduc bine aminte, a apărut un facelift mai consistent pe partea de față, spate, echipări. Au apărut motoarele A20N HT, care sunt cu turbină twin scroll, injecție directă, ceva mai mulți cai, dar cumva parcă tot astea sunt alea cu savoare. O problemă a acestor motoare, pe care și colegul Cezar a avut-o, este că această pompă de servo, fiind antrenată de arborele cu came, ea stă pe fierbinte. Și e direct pe motor. Și asta înseamnă că are niște simmeringuri și garnituri care se camuzează. Și beleaua e că dacă se uzează, se uzează bidirecțional la întâmplare. Adică, mai pe românește, se prea poate ca în sistemul de servodirecție să-ți ajungă ulei de motor. Sau invers, în motor să ajungă ulei de servodirecție. Și în felul ăsta te trezești că mașina s-ar putea să scoată niște fum ciudat la un moment dat și evident că se scurge uleiul de servo și ajunge în zona de motor. O altă mașină celebră care a avut această problemă, dar din alt motiv, este Lexus OLS 400, care avea servo variabil și atunci tăria de asistare fiind judecată de un furtun de vacuum, vacuumul ăla care era tras de motor ajungea să tragă lichid de servo și pentru că îl trăgea în galeria de admisie, acolo în mod special ziceai că o luase pe ulei mașina pentru că scotea un fum alb. Însă analizarea mirosului și texturii ți indica foarte clar că nu era ulei de motor. A fost rectificată la o rechemare chestia aia. Așa că, în general, la mașinile astea e bine să schimbi și să verifici, de fapt, clapeta de accelerație, toate furtunurile alea de vacuum, actuatorul de la turbină de la Pierburg, care poate să aibă aspectele astea de bătrânețe, supapa blow-off, tubul de la returul de gaze pe partea de PCV, care este în zona galeriei de evacuare, și atunci apar niște deformări pe acolo, probleme diverse, chestia asta cu pompa de servo, uneori partea de bobine, pompa de apă, dacă o schimbați vreodată, puneți impeller de metal, că e mai simplu, și verificați în mod special patinele de distribuție de la lanțul arborilor de echilibrare. În rest, apă, paie și bătaie. Este un motor care merge foarte bine pe GPL, colegul Cezar are multe modificări pe el și, din câte țin minte, puterea e undeva aproape de 300 de cai, chiar pe GPL, și merge în lung și lat mașina aia fără probleme. Cam asta e, să zic așa, impresia mea pentru această mașină și repet, deși multe sunt toroape din Anglia, care nu sunt în cea mai bună formă tehnică, mașina asta este de o frumusețe răpitoare. Are niște proporții excelente pe partea de blocuri optice. Felul în care toată capota asta arată ca o șapcă, nu mai zic de jantele astea aftermarket puse pe 19, cu niște anvelope de calitate care sunt cam 1000 de euro setul, tot un parametri, o fac să arate very slick, clear, cum se numește, este un design curat. Scaunele sunt extrem de confortabile înăuntru, partea asta de protecție este excelent făcută și e o mașină din alte vremuri. Este una dintre cele mai interesante decapotabile pentru că alături de Chrysler Sebring, care n-a fost fiabil, dar îmi place mie foarte mult, de asemenea derivatele lui precum Oldsmobile Aurora și Fordul Thunderbird sau anumite Lincoln-uri, care au avut forma aia de ștucă, deși nu erau decapotabile, au o savoare aparte. Și revenind la decapotabile, vei vedea că și A4 are formatul ăsta și sunt mașini care au 4 locuri întregi, adică nu e o decapotabilă înghesuită, însă în această prezentare nu voi sta pe locurile din spate pentru că are acel grătar paravânt instalat, care e foarte bun acolo, dar o să ne jucăm pe la tot felul de butonaș. Așa că să ridicăm un pic capota asta să mai continui despre motor, că e păcat să nu vedeți cât de curat și îngrijit este acest compartiment motor. Și în mod special, cred că domnul Iulian de la Sibiu, care cândva a stat și la Oradea, o să aprecieze cât de curat este locul de acolo. A, uite ce frumos arată. Zici că e cu Mylar din ăla care se folosea pe la NASA ca scut reflectorizant termic și practic rolul ăsta l-are și aici. Motorul ăsta are mai multe coduri, ori Z20 NET, ori B207. Depinde dacă a fost montat pe
Opel-uri sau pe Sub-uri și este o evoluție a vechiului motor H și este în esență o evoluție principială, că nu prea parte nimic la structură, nu sunt niciun fel de piese interschimbabile, poate doar bujiile, habar n-am, dar în rest tehnica este total diferită, dar are cam aceleași principii. Și e interesant să vezi că are anexele astea puse pe distribuție în sensul de capătul arborilor cu cam, adică pompa de servo și pompa de vacuum, care aici se poate vedea faptul că are și un rezervor separat și toată distribuția este pe partea aceasta, fiind făcut evident totul din aluminiu, pe vremea când și capacele astea erau din aluminiu și poți să vezi faptul că furtunurile de antigel sunt puțin diferite prin faptul că ai unul aici și este unul din spate unde se află zona de pompă. Și, evident, radiatorul în partea din față. În mod normal, calculatorul vine montat aici, doar că fiind vibrații și temperatură, proprietarul foarte bine a ales să-l pună aici. Opel-ul a cam suferit de chestiunile astea de-a lungul timpului și așa, ca structură generală, există partea asta de admisie aici, care are tubulatura directă de intrare în turbo, turbina comprimă și reglează presiunea printr-un noise gate cu senzor de poziție, care are și actuatorul acesta de la Pierburg de vacuum pus aici și după ce comprimă, pe undeva pe dedesubt trage cu furtun care vine în zona intercoolerului, acesta răcește și în tubulatura asta de admisie se ajunge la clapeta de accelerație, care face parte din sistemul trionic și care are un cap sferic, adică seamănă cu un robinet în interior, ca să poată să aibă un dozaj mai fin la partea de turații joase. Galeria din aliaj, sunt 16 supape câte 4 pe cilindru și aici în mod normal e un capac ornamental, dar bobinele astea se pot vedea mai ușor acum fiind scos capacul și un sistem mult mai puțin complex decât este la caseta aceea veche care funcționa pe 400 de volți curent continuu sau alternativ și era o singură casetă și din păcate dacă se ardea o componentă trebuia să o schimbe toată. Opelul Astra H pe care l-am avut eu și respectiv motorul de 1.8 de pe această configurație au bobină individuală, doar că acele motoare nu au sistemul trionic și de fapt au senzor de poziție arbore cu came, nu folosesc controlul ăsta de detonații. Pe urmă, undeva jos aici se poate vedea partea asta de termoflot care răcește uleiul și evident e conectat la sistemul de antigel și în partea din spate mai sunt o serie de furtunuri pentru caloriferul acela termic, iar așa în linii mari, pompa de ulei în capac, blocul tot de aluminiu dar cu cămăși de fontă, arborii de echilibrare sunt în lateralele blocului, unul mai sus și celălalt puțin mai jos decât celălalt. Nu-s neapărat necesar pe formatul ăsta, dar îi dau o simplitate în funcționare până la urmă. Și așa, în linii mari, dacă stai să te uiți la configurațiile astea de motor, sunt foarte relaxate, pentru că ai boost-ul turbinei între 0.4 sau 0.5 mai exact și 0.85, adică e foarte puțin în raport cu cât au alte motoare. Fix ăsta merge cam pe 1.24, dacă mi-aduc bine aminte. Exista și niște versiuni de 2.2 ale acestor motoare, ulterior de 2.4, porma au lungit curs, a apărut injecție directă, turbine twin scroll, alt tip de anexe, chestiuni de genul acesta și în mod special mi-a plăcut abordarea asta turbinelor, care sunt la fel cu softuri diferite sau motoarele puternice chiar au niște turbine care sunt diferite. Și în general, da, clapeta aia de accelerație poate să fie o problemă, pompa de benzină din rezervor, care poate să fie așa de la benzină proastă. Au început poate unele să aibă diverse probleme cu etanolul și am uitat să spun că cele Bio Power au funcționare cu E85, dar ăla este alt motor decât acesta, adică au adaptare de încălzire a ram de combustibil și de asemenea au un fel de sistem de calcul diferit, pentru că masa efectivă a etanolului, masa necesară pentru combustie, este diferită. Sunt alte rapoarte stoichiometrice pe acolo. Calculatorul ăla la fel poate să mai fie o problemă. Valva PCV, turbinele, na, în limite normale, poate să mai o ia pe ulei sau să transpire, evident. Partea de blow-off pneumatic poate să mai fie problematică, este jos acolo, o puteți vedea undeva prin spate și este tot cu furtun conectată. Și în linii mari, distribuția, eu zic că este ok, e doar o chestiune mai mult de verificare de-a lungul timpului. Și ce mai e de observat pe la ele? Faptul că aici are un sistem de boost controlling care are ca reper și presiunea atmosferică, are un solenoid de control, se poate vedea o conexiune aici cu clapeta de
cu galeria de admisie și în partea asta prin furtunul de jos, înainte de clapeta de accelerație și de asemenea ăsta se duce undeva la legătura aia cu boost control valve-ul ăsta din spate de aici, foarte interesantă partea asta. Cutia destul de compactă, am uitat să spun că mașinile astea au avut și cutii la eSIM cu 5 sau 7, 6 trepte. Cele de 5 n-au fost așa fiabile, pentru că au fost montate, de exemplu, și pe Volvo și acolo au avut probleme și Volvo a ales să dezactiveze funcția aia de trecere pe neutral automat când stai cu piciorul pe frână, în timp ce toți ceilalți producători le-au avut și Volvo știu că a avut mai puține probleme decât ceilalți, însă per total cutia aia cam a avut probleme. eSIM-ul de 6 rapoarte este interesant că nu are treaptă 1 la 1, adică fiind un set Ravinio cu pinioane simple alături de un set Ravinio, se numesc lepeletier, adică ai un set de reductor simplu și cu unul care are doi sori de dimensiuni diferite. Și asta înseamnă că nu poți să rotești toate acele ansambluri unitar și nu poți să obții treapta 1 la 1. Așa că treptele sunt de la număr mare, nu știu, 4 și ceva și ajung undeva în jur de aproximativ 0,9 și pe urmă sar direct la 1,1. Adică în felul acesta nu ai o treaptă directă de a patra, să zicem, cum e la unele cutii. Și am uitat să spun și despre motoarele diesel, care nu fac subiectul acestei prezentări, însă dacă toți sunt aici, de ce să nu vorbesc? Ele au fost DT-uri sau DTH-uri Z19 sau DTR-uri, niște motoare cu una sau două turbine, cu 8 sau 16 valve, exact motoare montate și pe Fiaturi. Diferența pe GM este că turbina e invers și practic fiind rotită, în felul acela tubulatura are cumva altă trecere decât este la un Opel. În mod special, chestia asta era la cele de 2 litri, cam acolo de fapt a fost problema cu O-ring-ul, la cele de 1.9 nu. Ce interesant însă este că la update, la facelift, au fost motoare DTR și de putere de 130 sau 160 de cai. Adică mai exact, de la 8 valve cu o turbină, a trecut la 8 valve cu două turbine și de la 16 valve cu o turbină la 16 valve cu două. Și de la 120 la 150 de cai au trecut respectiv, având două turbine, la 130 și 160. Și modelul ăla de top avea 180 de cai, TTID-ul. Și e interesant la motoarele alea că nu au geometrie variabilă, ci folosesc două turbine cu pas fix, cu wastegate și cu o supapă intermediară de control pe partea de evacuare. E un motor care a evoluat ulterior și pe un format de 2 litri, de 190 de cai, dar ăla nu a fost folosit de Saburi. Și e o raritate. Partea asta Opel nu a primit aceste motoare, de exemplu, de puteri intermediare micuțe și sunt destul de robuste, dar oricum am prezentat în alte situații, am vrut să le menționez aici ca să nu uit de ele. În rest, ce e mișto la mașina asta este linia asta de design și totul e greu la ea, deci când pui mâna pe capotă, pe ușile închizi, au o senzație de bine făcut. Eu acum la ochi am niște ochelari polarizați, care sunt la fel de polarizați și ca lentila asta pe care o are camera, așa că și eu și voi vedem exact la fel. Și felul în care lumina se reflectă pe nuanța asta de mașină este foarte mișto. Vă dați seama că mașina asta e din 2005, nici nu mi iese acum calculul, dar practic are aproape 19 ani, dacă stăm să ne gândim. Este în familia proprietarului de mult timp, de asta a ales să o și facă, și părerea mea e că așa cum arată, cum o vedeți aici cu toate investițiile și mentenanța, e o mașină de până în 10.000 de euro. Dar uite și tu cum arată, adică este într-un fel, nu știu, are un design aparte și îmi plac foarte mult aceste evacuări, care sunt babane vizibile. De asemenea, stopurile astea se potrivesc pentru că amestecul dintre roșu și negru este unul destul de interesant. Uite, din pură întâmplare l-am și-o pe Adidas și mi se pare că se vede destul de bine. Iar linia jantelor e perfectă pentru că este roată, tablă și geam într-un raport destul de interesant. Și în partea asta poți să vezi așa linia asta de cădere a mașinii și faptul că are foarte multe detalii din astea de nuanță, cum ar fi, de exemplu, mânerele, care sunt specifice Saab și care se deschid în sus în momentul în care tragi de partea asta. Softop-ul pare în stare foarte bună, cu tot felul de cusături interesante. Are acest eleron discret și o chestie interesantă e că decapotarea mașinii nu necesită frâna de mână trasă. Asta mi se pare interesant și e într-un fel partea asta că toată electronica mașinii e destul de bine gândită, nu mi se pare că au fost niște probleme
cu mod special. Uite, altă chestie specifică Saab, sunt foarte multe duze din astea de ventilare, iar accesul mașinii este unul destul de simplu. În față puțin mai complex, în spate nu o să stau să demontez partea aia de acolo, dar am tras oricum niște cadre în zona aia și se poate vedea faptul că scaunele sunt lobate, dar sunt orientate sistem confort, însă au suficient lob cât să fie și cu ceva grip ca lumea. Bancheta spate exact cum ar trebui să fie la orice mașină, materiale bune, piele naturală pe partea asta de aici, se poate vedea că are și un soi de alcantara pe zona centrală acolo și în cap două persoane fără probleme în spate dacă cei din față nu se lăbărțează prea tare. Acum în zona asta este montat un deflector care poate sta în zona de spate și acum îmi dau seama că efectiv am uitat să deschid portbagajul și e mare păcat ca să arătăm chestii pe aici, pentru că e un sistem decapotabil, are niște tije din astea multibraț, iar aici este un sistem, dacă faci așa, de clapa asta, mărești practic volumul portbagajului, însă nu se va mai decapota și are un sistem aici de alertă care te anunță, niște spații de depozitare, în zona centrală are un tunel median ca să poți să transporti schiuri efectiv și tot așa și portbagajul ăsta se simte greu frumos, iar în zona de față, dacă te uiți, accesul mașină este destul de facil. Și te scufunzi efectiv în acest scaun, este foarte mișto. Ce îmi place că nu a avut piano black. Adică toate materialele astea au culoare mată, iar partea de torpedo cu ială, care se poate deschide de la buton din partea asta de aici, și fiind o mașină 2005 pre-facelift, are Saab Information Display-ul sus, iar partea asta de aici este cu foarte multe butoane. Ce poți să vezi interesant preluat de la Scania este sistemul acesta de aeratoare, care are o serie de plăcuțe care sunt suprapuse și atunci dau efectul ăla de ghidaj de tunel. Iar în zona centrală este un mic display, are și un telefon integrat, butonul de decapotare, night panel-ul ăla care oprește luminile neesențiale, compact disc, cum era pe vremea aia, suportul ăsta de pahar foarte interesant, care are un mecanism, cum îi zic eu, inutil de complicat, iar zona asta este pentru reglajul climei. A adăugat proprietarul aici niște ceasuri de la AM. Foarte interesant la mașina asta este sistemul acesta de ornamente și funcționarea frânei de mână, adică par a fi niște mânere, însă în realitate asta este frâna de mână și cred că la cele cu volan pe dreapta treaba asta vine undeva simetric invers, aici este comutatorul pentru cheie, însă la această mașină poți să-l scoți și fără blocajul volanului cum era înainte. Aici un spațiu de depozitare, ca un rulou din ăla de pâine, o cotieră cu port USB și cu, sau port audio și cu port de 12V, iar în partea de sus oglindă cu închidere heliomată, niște parasolare destul de micuțe și partea asta de plafon aici, o mașină foarte elegantă, asta fiind de fapt în echiparea Vector, doar că caii sunt de aero din ăla V6 prin format pe care l-are. Și apropo, cele XWD care erau în echipare mai bună decât aero, să zic, aveau niște tipsuri în spate care erau pătrate, nu rotunde, așa le recunoșteai ca stil. Pe urmă, în zona de față aici, dacă stai să te uiți, scaunul, ușile, toate astea au anume masivitate interesantă care mi se pare foarte mișto și aici putem să vedem mecanismul de decapotare teoretic care ar trebui să meargă acum că țin cheia apăsată și putem să vedem cum funcționează toate chestiunile astea. Are o serie de pistoane multiple care acționează tot mecanismul ăsta și da, e foarte important să gresezi toate aceste chestiuni. Și putem să vedem funcționarea asta, că este relativ rapidă, merge și mers, deși n-aș face mod special în mers chestia asta. Și aici putem să vedem de asemenea ceva important, pentru că în caz de accident, aici sunt niște capse detonatoare care ridică niște bare de protecție ca mașina, dacă se răstoarnă, să rămână suspendată și să lase un volum aici pentru ocupanți, ca să nu le strivească bostanele cum ar veni. Iar în zona asta, integrarea foarte mișto a acestor mânere, ornamentele astea de reglaj pentru oglinzi, în mod special, n-au statit foarte bine pe detaliile de la GM, adică plasticăraia, deși mai curând la 9.5-uri mi s-a părut că a fost prezentă chestia asta decât pe acest model, care e unul cu siguranță mai închegat din punctul ăsta de vedere. Și e o mașină foarte confortabilă ca poziție,
Aici, dacă poziționez cheia, are un comutator electric, nu mecanic, de asta a și sărit volanul în acest fel. Apăsarea ambreiajului și rotirea manetei este ea. Produce o pornire simplă de motor, iar în partea de aici poți să vezi zona de bord, care are niște reglaje ce pot fi făcute din partea asta de aici, cruise control, de exemplu, de la manetă și zona de ștergătoare. Mare afișaje nu sunt pe aici, pentru că de fapt ele sunt undeva sus acolo. Și poți să vezi un afișaj de consum mediu, viteză medie. Reglaje diverse, dacă apeși night panel-ul, toate astea se închid și inclusiv turometru se închide. Rămâne doar vitezometru și toate aceste elemente se închid. Aici putem să vedem de asemenea un sistem de infotainment, că nu este propriu-zis o navigație, și pe aici reglaje diverse, ecranul ăsta care este pentru climă și în principiu dacă pornești toate astea pe aici, auto de exemplu, el începe și suflă, funcționează, totul ok. Nu văd nicio problemă în acest sens și de asemenea dacă îl dai de tot se oprește. Încălzire în scaune cu mai multe poziții diverse pe aici și cam atât în linii mari. Iar ceasurile de boost adaugă la savoarea acestui motor. Un fapt divers, Saburile au avut un AC aici care a fost special făcut cu conectare directă pneumatică. Ăsta însă este unul electronic, care e conectat la computer. Deci boost-ul real al primei generații, care nu avea sistemul trionic, chiar arăta detonațiile prin faptul că dacă acu zbârnâia și făcea ceva de genul așa, apăreau niște detonații. Deci era ca un fel de informație. A fost o chestie negândită neapărat, dar au observat oamenii că se întâmplă. Acum o să ridic din nou capota, pentru că o să merg cu ea capotată ca să fie totuși liniște mașină și afară fiind undeva la, nu știu, cred că 8 grade. Totul este electromecanic, electrohidraulic, adică nu trebuie să tragi nicio clapă și la un moment dat mașina te notifică în momentul în care se încheie această operațiune. Ce mai îmi place, luneta este de sticlă. Se și închid geamurile în momentul în care se ridică cu totul și ce mai îmi place că e o mașină fără montant, de fapt la fel ca multe alte decapotabile. Hai să facem o plimbare, că poate e prea mult de vorbit, să zic așa, și în loc să las mașina să-și spună cuvintele proprii, vorbesc eu prea mult. Astea am uitat să le mai arăt, comutatoare diverse și apă, paie și bătaie. Frumos, în sfârșit un drum puțin mai liber. Ce mi-a plăcut la motoarele astea, inclusiv la cele GM care au fost făcute pe Saab, că e clar că ăștia așa au făcut, ei niște treburi acolo, nu le-au lăsat la voia întâmplării, au un bas grav așa. Adică nu e un motor care se audă pițigăiat și prin felul în care are sistemul ăsta făcut, e destul de eliminat turboleagul. E adevărat că în situația de aici, având o turbină mai mare, e complicată treaba, pentru că aici are sigur un pic de turboleag. Că nu e un motor care să fie avut nativ 260 de cai aproximativ, dar e un cruiser foarte confortabil și mi se pare foarte mișto toată partea asta de senzație închegată pe care mașina o are. Și cred că foarte mulți care cumpără Saab și cunosc marca, cu siguranță se gândesc la istoria acestui model. 9000-urile alea care, da, erau de GM, dar motoarele erau de Saab și au avut siguranță mai mare decât au avut modelele omonime de Alfa Romeo sau Fiat sau Lancia, care au avut și alte chestii. Lancia a pus V8, Alfa a pus suspensie independentă pe spate cu tracțiune integrală, chestii de genul ăsta, dar, nu știu, tot timpul au avut o saboare proprie, aparte. Și e un pic de istorie în brandul ăsta, adică oricât de non-Saab ar fi unele modele cum e acesta, că nu se compară cu un Saab clasic la pedigree, totuși e Saab, adică designul, faptul că au fost fabricate acolo și au rupt ei tradiția din câteva chestiuni, dar oricum e într-un fel. Seamănă un pic cu Honda la partea asta de murmur al evacuării. Și merge foarte relaxat.
până îi dai pedală. Foarte mișto. Da, are o senzație de motor multicilindru de ăsta, V6, ceva de genul. Adică e foarte mișto senzația de... Are un turbo lag puțin sesizabil și ce mai e la fel vizibil, torque steer-ul. Adică, în general, platformele astea au suferit de așa ceva și da, este recomandat un sistem de diferențial cu alunecare limitată. Este antifonată nu mai bine decât e, să zic, un A4, B8, B9 din astea care au mai mult accent pe partea asta, dar depinde foarte mult și de anvelope, de cât de late sunt și dimensiune, pentru că talonul ăsta mic clar are un stil specific. Și fiind 2 litri mic, cu cursă și alezaj egale, se turează destul de repede, însă fiind un motor turbo, e genul pe care îl lași să se întâmple așa, să-și facă boost-ul ca lumea, e foarte mișto. Chiar se conduce exemplar, de exemplu la 2000 de rotații pe minut are undeva 95 la oră, mă rog, pe ceasuri cel puțin. Și nu mârie, n-are tremuratul ăla specific de motor subturat, e foarte mișto. Și tuningul la el e foarte facil, există o bază mare de forumiști, fani, inclusiv în România, dar e vorba de specificul motoarelor. 2.8-ul clar, e exotic, e mișto, da? E o mașină cu niște costuri suplimentare, asta de exemplu o ții mai bine și de-aia și prețul lor ai puțin mai piperat. Dar e exemplar, adică e un partener de drum foarte bun, să zic așa. Poate ce ar fi de reproșat e chestia că Sabu sub tutela GM a fost dus în teritoriu premium forțat. Mă refer la prețuri, adică erau niște mașini scumpe. Și parcă n-au avut, de exemplu, interiorul la fel de închegat ca Volvo la unele versiuni. Și mulți care au Saburi poate să-mi dea dreptate că generațiile astea noi sunt destul de plasticoase la anumite chestiuni. Chiar dacă plasticul e moale, prinderea lui e precară, greierii și așa mai departe. Dar oricum, nu poți să zici că e o mașină nasoală. Adică, din punct de vedere al performanțelor și siguranței, este premium 100%. Și da, când intră boost-ul ca lumea, face stânga-dreapta, o ia pe toate părțile. N-ai... Și în treapta 5-a, la 2000 de rotații pe minut, are cam 100. Deci nu stă neapărat foarte turat, cam 2000 jumate, probabil, la 120-130. Și la facelift știu că Vectorul, cel puțin în America, Vectorul a venit standard cu cutia F40 cu 6 trepte, ca așa a fost acolo. Dar nu înseamnă că dacă are 5 trepte nu se conduce minunat. Și îmi place că ceasurile astea îți dau informații interesante. Uite, are ceasul de AFR, Air Fuel Ratio, adică raportul dintre aer și benzină, care pe măsură ce accelerezi scade. Adică când ai o valoare, valoarea exactă matematică este optimă, e de 14,7 părți de aer la una de benzină. Când ai 12 părți de aer la una de benzină, amestecul este bogat, ai mai multă benzină, dar răcește mai ușor. Motoarele vechi necesită amestec bogat ca să răcească evaporativ turbina. Pe când astea mai noi poate să facă din diverse alte mecanisme de strategie de boost, de distribuție variabilă, EGR-uri care se obțin intern din suprapunerea supapelor sau din supapă externă, dar pe vechi era cu amestec bogat. Și boost-ul, de exemplu, dacă mă duc în a treia capăt, 1-2 am văzut cel mai mult, așa că da, mult peste cât are mașina în standard. Adică conceptul lor, pe care l-au aplicat și la dieseluri, a fost acela de a avea boost-uri slabe, adică 0.3, 0.4, e abia acolo, abia îi simți. Adică l-ai făcut pentru a nivela răspunsul motor și pentru a-l face să pară cumva un motor mai mare ca cilindre cu mai mulți cilindri. Despre asta cred că a fost vorba în esență. Foarte mișto. Și au avut motoare interesante și de origine GM și de originea lor. De exemplu și astea au avut niște dieseluri de 2.2. Y22 DTL parcă se numeau, care erau GM-urile alea diesel vechi, clasice, cu 4 supape pe cilindru, dar un singur arbore cu came, care apăsa 2 supape simultan. Apropo de supape, am uitat să mai zic că Ecotec-ul ăsta mai are ceva interesant. Supape de evacuare cu sodiu, care își schimbă starea din
într-un fel de lichid în gazos, prin faptul că ajunge jos în paharul supapei și se evaporă. Și evaporându-se, răcește axul supapei și în felul ăsta supapa se are o temperatură mai joasă cu aproximativ de 80 de grade față de un sistem normal. Motoarele performante în general au chestia asta și a continuat și pe celelalte ecotecuri pe acolo. Îmi place că fix mașina asta, caseta, nu e rigidă, adică merge foarte frumos. Și asta o să intre în parcare aici, să nu ziceți că dublez coloana. Au făcut niște modificări pe aici. Treapta întâi la fel pleacă foarte bine. Știu că ele au avut o simulare de cuplu la un moment dat, o limitare pe anumite versiuni, pentru că e prea mult să ai în prima treaptă tot cuplul respectiv. Da, e un vibe specific de zgomot. De la accelerație se mai mișcă camerele astea. Și interesant ăsta night panel, când efectiv se închide tot, toate ecranele, nu mai rămâne nimic aprins. E... deci e minunat. La... e sub la fel ca oricare altul. Adică da, dacă vrei un motor performant de la EH-ul ăla de 2.3 care ducea 600 de cai cu internet stock, da? Nu poți să zici că ăsta e slab, de exemplu. Și foarte mișto etajată cutia. Adică are treptele lungi și duce, pentru că ai boost-ul ăsta ca lumea. Și oricum cutiile astea de-a lungul timpului, cel puțin pentru mașinile americane, au avut partea de trepte făcute mai lungi, special ca să poată să ai băturațiile mai jos, na, când ai turbo sau motor mare poate să ducă excesul ăsta de treaptă. De exemplu, un Corvette, pentru care dita mai motorul, poate să ducă treapta întâi cu 125 de km pe oră, ceva de genul, adică zic că e motocicletă. Păcat că na, suedezii de fapt au făcut mașini cu tracțiune față mult timp, Saab din totdeauna a fost așa, dar Volvo nativ, red blocurile și toate alea erau tracțiune spate. Numai că era mai complicat de produs în unele perspective și clar ai mai mult spațiu mașină în formatul ăsta. Da? E foarte mișto mașina asta că nu are linii drepte. Adică te uiți și bordul ăsta are niște curburi interesante ca un ochelar. Fontul ăsta de verde este clar din aviație. A10 Warthog avionul are exact același font de, și literele și tot. Mi se pare identic, îl știu din jocurile alea de simulatoare de zbor. N-am filmat unul, poate o să o fac vreodată. Dar cert este că este totul de avionics. Este migrat spre șofer. Are un minimalism aparte, deși totuși butoane sunt foarte multe. Dar e interesant că nu sunt stridente, nu sunt vizibile, nu știu, e genială mașina de... Și se vede frumos, clar, e o mașină elegantă. Timoneria schimbătorului a mai suferit niște chestiuni. La un moment dat, pe la update-ul tehnic, au pus un fel de sistem cu bilă ca efortul de schimbare să fie mai mare, tocmai ca să nu se mai miște schimbătorul din întâmplare. Că ăsta, de exemplu, are un pic de joc, așa l-au avut multe. Dar timoneriile precise presupun cumva cursă scurtă și greutate, adică să nu-l miști foarte ușor. De exemplu, Volkswagen are timonerie precisă, doar că este foarte ușor schimbătorul și nu are același feedback interesant pe care ți-l dă unul cu cântar, cu greutate. Știi cum e, de exemplu, ăsta de Honda, de la Type-R-uri? Are o contragreutate specific făcută și când ai dinamic, parcă schimbătorul are și o funcție de se trage singur în treaptă. Nu știu să o descriu exact, ține și de sincroanele alea. Dar, oricum, foarte rezistente cutiile astea, de-aia nici nu prea au folosit EM32 ăla.
Și au mai avut o chestie, este prezentă și pe acest vitezometru. Spațierea dintre unitățile de câte 20 de km pe oră este din ce în ce mai mică. Adică dacă te uiți la, de la 0 la 140, ai distanțe egale între valori, 20, 40, 60 și așa mai departe. Pe urmă, de la 140 la 260 începe să fie din ce în ce mai mic intervalul. Adică ei s-au concentrat pe zona în care stă vitezometru mai des, din punct de vedere al vitezelor legale, cel puțin. Are un feeling de motor aspirat V6 de 3 litri, cam așa, adică boost-ul e minimal turbolag-ul și e pentru că ai turbina mai mare aici, dar... N-are genul ăla clasic de ciocan în direcție, să zic așa, merge foarte bine mașina. Și așa, în linii mari, consumul mediu pe care îl are... Era vreo 12 afișat, parcă. O viteză de 30 și ceva de kilometri pe oră. Ceea ce nu mi se pare mult pentru genul ăsta de mașină. E un brand foarte mișto, care poate știi cum e, la fel cum a fost, uite, actor James Dean, cântăresc Jim Morrison, na, tot clubul 27 cu Jimi Hendrix și ăștia. Ei au murit la 27 de ani și erau deja super faimoși și-și făcuseră cariera, dar ce ar fi fost dacă ar mai fi trăit? Și toată lumea s-a întrebat. Poate în unele cazuri ar fi ajuns bine, poate în altele s-ar fi transformat în niște oameni dificili, scârboși, care e vorba aia, never meet your idols, știi cum ar veni, tu ai, îi venerezi, îi pui pe un piedestal și în momentul în care dai de ei, îți dai seama că sunt niște lepre și... Nu că a fost, de exemplu, idol sau așa, dar uite, de exemplu, Tudor Chirilă, domnul de la Vama Veche, fosta formație, sincer, nu l-am cunoscut direct, dar am văzut scene în care persoane l-au cunoscut direct, adică n-am vorbit cu el niciodată, așa că nu vine cumva din partea mea, dar e o apreciere pe care o fac. Este un om foarte dificil. Deci, un amic, acum mulți ani, i-a cerut un autograf. Știi cum e când ești cântăresc cunoscut și așa? Ai o bază de fani, adică și pe mine mă întreabă lumea, eu chiar sunt amabil de fel, adică îmi place să discut cu oamenii. Păi ăsta al meu probabil s-o fi dus puțin mai înțepat la el sau la modul, a, salut Tudor, uite, vreau și un autograf, și ăsta i-a dat un pumn. El fiind cu Andreea Raicu de găști, dar mi se pare urât, adică pana mea. Și a mai făcut o postare nașpa legată de una în metrou care l-a pozat, tipă care după aia a făcut și ea o postare și a zis, eu chiar sunt fanul tău și am făcut o poză discret că mi-a plăcut cum era îmbrăcat sau ceva și ăla a spurcat-o, a făcut-o ca toate alea. Adică, never meet your idols, de multe ori este valabilă chestia asta. Dar revenind la partea asta de ce ar fi fost dacă, părerea mea e că Sabu ar fi făcut niște mașini interesante în, dacă mai rămânea în peisaj, pentru că i-au dispărut practic în jurul anului 2012. Dar nu mai era mult, adică acum, de exemplu, eu nu sunt de acord cu ce face Stellantis cu Lancia, care a scos noua Lancia, care de fapt este un Opel Corsa electric. Este absolut aceeași mașină. Nu, e insipid în raport cu ce a fost. Știi? Adică, nu știu, nu poți să faci... Sau MG-ul, care acum scoate modele și din China, știi, în esență. Nu mai e ce era. Nu poți să înlocuiești un MG din ăla clasic cu ceva nou făcut în China. Nu știu, nu are aceeași savoare. Și la fel, după Delta Integrale să vii, cred că se răsucesc ăia mormânt după toate modelele alea de raliu. Și probabil asta s-ar fi întâmplat și cu Saab în final, că uite, cu Volvo se cam întâmplă, se electrifică gama. Dar parcă era mișto să mai fie în peisaj, să poți să... Să-i vezi în continuare. Și ții minte că pe vremuri Augusta Motors aducea Saab în România și aduceau inclusiv motocicletele MV Augusta F4. În același showroom era și un Saab din ăsta și o motocicletă F3 sau F4 din anii aia. Că chiar mi-am readus aminte de ele că Daniel Tomescu, Stax, și-a cumpărat un F3 de circuit. Unele din unii motociclete italiene care au motor în linie, o raritate chestia asta. Da. Fuse și seduse. Dar cât a fost,
a fost un brand tare mișto, asta este chestia, până și sigla asta e logic așa, și cred că spiritual există sub Scania. Și e interesant că Saab ca brand a ajuns la GM și Scania a ajuns la Volkswagen, la grupul Traton. Așa, ca fapt divers, ce să zic. La revedere și ne mutăm în zona de comentarii. Dedic acest episod în retrospecție, să zic așa, lui Răzvan, care a avut nenumărate Saab-uri din astea, și altui Răzvan, care este și el pe acolo și taică-su are un Saab din ăsta pe care l-am filmat, culoare albastră interesantă, și multor oameni care înțeleg mașinile astea cu iz clasic, care chiar au ceva de transmis. În rest, cine nu le știe, poate văzând acest material își mai schimbă un pic părerea despre ele și totodată am detaliat și tehnic motorul, mulți îl aveți pe mașinile voastre chiar dacă nu Saab-uri, și am arătat faptul că dacă vrei o decapotabilă de bază, care e foarte mișto, mă refer de bază ca preț, asta este o soluție foarte bună, se pot întreține destul de ușor. La revedere!